Vaccinarea anticovid a început în Călăraș în ultima zi a anului 2020. Există centru de vaccinare la nivelul fiecărei unități spitalicești din județul nostru, iar în prima fază vor fi imunizate doar cadrele medicale. Conform informațiilor furnizate de către reprezentanții DSP Călăraș, în prima tranșă, județul nostru a primit peste 400 de doze de vaccin. Sunteți prima persoană din județ care s-a vaccinat. Cum a fost? A fost ca orice vaccinare, ținând cont de faptul că toate vaccinurile sunt sigure, aș putea să spun că a durut chiar mai puțin decât administrarea vaccinului antigripal. Nu simt până în acest moment niciun efect secundar și sunt convinsă că nici nu vor fi efecte secundare. Trebuie să avem încredere în acest vaccin pe care îl așteptăm totuși de aproape un an de zile, din momentul în care au început problemele legate de creșterea numărului de cazuri cu forme severe, de creșterea numărului de cazuri cu evoluție spre deces. Toată lumea medicală și nu numai și-a pus speranța în obținerea unui vaccin care să reușească să țină sub control infecția SARS-CoV-2. Am convingerea că dacă un număr foarte mare de persoane se va vaccina, vom reuși să ținem sub control această infecție, așa cum s-a întâmplat de altfel cu toate bolile infecțioase pentru care există vaccinuri eficiente și care au ajuns să fie ținute sub control. Îi sfătuiesc pe cei care fac parte din lumea medicală, acum fiind faza întâi de vaccinare, să se planifice pentru vaccinare. Îi sfătuiesc pe cei care lucrează în asistența socială pentru că lucrează cu persoane vulnerabile să se înscrie în platformă să se vaccineze și am toată speranța că așteaptă cu nerăbdare și persoanele vârstnice și persoanele cu afecțiuni cronice să fie vaccinate pentru a fi redus la maxim posibil riscul de a face forme severe de infecție COVID. A început etapa de vaccinare anticovid. Cu cine ați început? E o mare bucurie că am ajuns în punctul de a primi și de a administra doze de vaccin anticovid. Este o așteptare îndelungată și care a presupus foarte mult stres, având în vedere, cele pe care le știți, evoluția pandemiei și numărul mare de cazuri, numărul de decese și așa mai departe. Conform indicațiilor, în faza întâi se vaccinează personalul medical, pentru că această campanie a început abrupt și vedeți, suntem pe data de 31 decembrie și vaccinăm și mâine pe 1 și poi mâine pe 2, pentru ușurința administrării și ușurința organizării, mai ales a planificării, indicația este să se înceapă cu personalul spitalelor. Ca atare, ne aflăm în incinta centrului de vaccinare de la Policlinica numărul 2, respectiv dispensarul TBC, care este structura Spitalului de Pneumoftiziologie Călăraș, în centrul de vaccinare organizat de Spitalul de Pneumoftiziologie Călăraș, pentru personalul medical din Spitalul de Pneumoftiziologie și din unități sanitare și farmaceutice din județul Călăraș. În mod concret, este cel mai mare centru de vaccinare pentru personalul sanitar care funcționează acum, alături de centrul de vaccinare de la Spitalul Județean, cu care ne împărțim frățește cam jumătate din personalul
sanitar din județ. Mai funcționează centre de vaccinare pe lângă spitalele Oltenița, Lecliu și Săpunar, dar în mare aceste centre își vaccinează decât personalul spitalului și termină activitatea. Astăzi am început administrarea vaccinului anticovid de la Pfizer și BioNTech la spitalul de, la angajații spitalului de pneumofiziologie Călăraș, urmând ca această acțiune să se încheie pe data de 2 sau 3 ianuarie. Noi avem catagrafiați 85 sau 86 de doritori și am primit 80 de doze, pentru că știți cum e omul, e neîncrezător, chiar dacă e cadru medical, și s-au înscris unii ulterior transmiterii la Centrul Național de Coordonare a Vaccinării a datelor. Aseară am primit 80 de doze pentru cei care au fost înscriși inițial. Sperăm că începând cu data de 2 să primim și restul și să începem să vaccinăm după aia personalul medical din, din județ. Există o arondare făcută de DSP, cine merge, unde merge, probabil că vor avea prioritizare cei din linia 1, de pildă dacă ar fi după mine aș opta pentru cei de la ISU, care după noi sunt prinși în asta, dar sigur că nu mai contează o zi, două, cum, în funcție de cum se prezintă și după cum se fac programări. Vis-a-vis de capitolul programări, suntem foarte strânși de platforma informatică care este ASTS-ului. Și, de pildă, astăzi am avut doi medici de familie care și-au făcut programare în platformă, deși a venit ca o suprascriere peste angajații spitalului și i-am convins, sper să nu mai fie alții, să revină, o să ne luăm și obligația să-i sunăm, pentru a veni când le vine rândul dumneavoastră. Ce vreau să vă mai spun, centrul de vaccinare în care ne aflăm are arondate aproximativ 733 de persoane, toți personal medical, din care în primele două zile, a și mâine, sigur se administrează 80 de doze la angajații spitalului TBC. După data de 2, în funcție de cum vine transportul de la Institutul Cantacuzinou, unde suntem noi arondați, vom recupera ce a mai rămas din personalul de la spitalul TBC și începem vaccinarea în funcție de programările care sunt în platforma de la STS. Dacă toate lucrurile vor decurge bine, apreciem că va dura vaccinarea, e vorba de prima inoculare, cam o săptămână. Noi putem, avem capacitatea și suntem dotați, ați filmat și am avut grijă să și ne organizăm în așa fel încât să avem personal care să putem rula. Apreciez că va dura vaccinarea personalului medical, prima inoculare, cam 7 zile. După 7 zile, deja au trecut 7 zile de la primele inoculări care s-au făcut astăzi, o să avem 2 săptămâni libere și începem faza a doua. Deci ar fi 7-9 ianuarie, dacă totul merge bine, să se termine faza, peste 9 și 14, 21, 20 și după 21 începe din nou. Până în prima săptămână anul februarie am terminat cu totul personalul sanitar. Și asta este încheierea fazei 1. Probabil că cei de la Centrul Național de Vaccinare vor demara între timp, că noi, ăsta e misiunea noastră pentru personal medical. Acest centru funcționează pentru personalul medical. Probabil că în timpul ăsta platforma de încărcare a programărilor pentru populația generală va fi operațională și probabil că va începe, poate să înceapă și paralel cu noi, nu e niciun fel de problemă, vor începe să funcționeze și centrele pentru populația generală. Aici nu vor fi vaccinați? Nu, decât pentru personal medical. Celelalte centre sunt cele pe care vi le-a comunicat Direcția de Sănătate Publică. Adică mi se pare că la școala 11 este la noi un centru, al doilea centru este la fosta casierie Enel, după strada Speranței, acolo vor fi.
Dar nu puteți prelua nici măcar personalul din cadrul ISU sau, de exemplu, dacă se decide pentru... Personalul de la ISU este la noi în mod sigur. Este în această etapă a personalului medical. Este. Ca să înțeleg bine, vaccinul se va aplica în două doze. Da, la 21 de zile interval. La 21 de zile după prima doză urmează. Platforma informatică îți generează automat și data programării, data următoare inaugurări. Scăpăm de mască, domnul doctor, după ce ne vaccinăm? Nu. De ce? Am să vă transmit și prin dumneavoastră, telespectatorilor, cam trei mesaje. Primul mesaj este ăsta de care am vorbit, de exuberanță, de mulțumire că am ajuns la vaccin. Este o foarte, foarte mare realizare. Al doilea este un mesaj de prudență. De ce? Timp de două săptămâni de la inocularea de astăzi, nu ai anticorpi, poți să fii în continuare expus. Deci, recomand cu strictețe păstrarea acelorași măsuri, distanțare socială, mască, igienă, dezinfectată. După ce se termină toată vaccinarea, să dea Dumnezeu să fim bine toți vaccinații, nu scapă mască pentru că pericolul există. Ai un grad de apărare mai mare, nu mai poți să faci forme, ai speranța să nu mai faci formele grave care să te ducă la furtuna de citochine și, cum ați văzut, la deces. Dar te poți infecta. Este la fel ca în tuberculoză. Dacă stă cineva care aruncă în tine cu microb tot timpul, cu virusul respectiv, cât ai fi de vaccinat, tot poți să contractezi. Dar faci o formă mai ușoară? Faci o formă mai ușoară. Asta este speranța să scadă foarte mult sau să dispară cazurile grave și să ai, dacă păstrezi și masca și toate regulile, să fie păstrate cu strictețe, să ai șanse mult mai mici de a face boală. Ce se întâmplă cu cei care au trecut prin boală? Sunt imunizați sau le recomandați să meargă la vaccinare? Le recomand să meargă la vaccinare dacă au trecut de faza acută. Acum ce înseamnă faza acută? Să înțeleg. Cele 14 zile. Deci cele 14 zile. Nu se mai pune problema că n-ai de ce să cauți la vaccinare, chiar dacă ai programare și te face greu. Dacă ai febră, de orice cauți. Dacă dușești, dacă ai alte manifestări de boală, nu se pune problema. Nu se pune problema, nu te trebuie să declari, să semnezi aici în consimțământ, trebuie să declari clar că ai boală și ești reprogramat. Deci, la omul bolnav nu se face, la omul febril nu se face. Dar, dacă ai avut COVID, dacă ai fost confirmat de COVID și ai 14 zile, aici încolo începi să te gândești la vaccinare. Păi chestionar, există o întrebare care te întreabă dacă ai avut cumva COVID la mai puțin de 28 de zile din momentul în care tu ai ieșit din izolare. Deci ar fi 42 de zile de când ți s-a dat diagnosticul de pozitiv. Americanii, aici nu există regulă. Americanii respectă cele 14 zile. Alte țări, cum ar fi în Germania, respectă cele 28 de zile. Da? A fost mai devreme la noi reprezentantul Pfizer, care a instruit echipa de vaccinare și ne-a spus că organismul român nu a luat în discuție termenul la care este optim să-l faci. Dar din experiența noastră și pe baza datelor științifice rezultă că omul care a fost bolnav are deja niște anticorpi informale. Da? El poate să mai aibă și resturi antigenice, adică resturi de vaccin, resturi de virus. Și atunci este puțin periculos ca tu, având încă resturi de virus sau virus care nu sunt multiplicate, dar sunt încă acolo, să vii cu o nouă cantitate care să provoci chipurile reacția imună și să exacerbezi o reacție imună care nu a fost stabilizată. Și atunci, de pildă, eu am un medic de la mine, din colectiv, care a ieșit ieri din vaccinare și nu-l vaccinez. Păi am în vaccinarea cu următoarea tranșă, când vin tot în cadă, dar nu cu personalul spitalului. E prea repede, ce mi-e 14 zile, ce mi-e 15 zile. Îl mai las. Există contraindicații pentru femeile însărcinate sau se pot programa și ele? Nu. Eu știu că nu s-au făcut studii pentru femeile gravide, și cred că este prudent să nu se programeze.
Și nu sunt studii de asemenea pentru copii până la 16 ani. Nu pot să vă spun că e contraindicat, dar nu sunt studii în indicațiile vaccinului de trecută vârsta peste 16 ani. Dați-ne mai multe detalii despre circuit. La ce se aștepte omul în momentul în care vine la vaccinare? În primul rând, eu vorbesc de condițiile ideale în care te programezi și primești o programare de la platforma informatică. Deocamdată, fiind prima zi, am avut niște mici neregularități în funcționare, dar sper să se rezolve. Te prezinți la programare pentru că trebuie să știți că se deschide un flacon pentru 5 persoane. Deci, practic, ca să aibă stabilitate, trebuie să-l deschizi și să cam ai oamenii în spate pe care să-i poți vaccina. Este un întreg lanț. Lanțul acesta începe, ca în orice instituție sanitară, cu triaj epidemiologic. Ești întâmpinat la intrare cu scanarea pentru temperatură și ești îndrumat cu programarea la recepție. La recepție ți se scanează cartea de identitate. Dacă nu merge platforma, să introduce manual, să mai iau niște date acolo și ești invitat la triajul epidemiologic, unde discuți cu un medic. Discuți cu un medic, completezi un chestionar, că nu ești bolnav, că n-ai contraindicații, că n-ai alergii. Mă rog, ești examinat. Nu vă gândiți la mare examinare, examinare clinică, că nu ești bolnav, că ai indicații, poți să ești apt pentru vaccinare. Și mergi în cabinetul propriu-zis de vaccinare. Ți se administrează doza de vaccin, după care ești trecut într-o sală de așteptare, unde se așteaptă pentru eventuale reacții adverse 15 minute. Noi suntem pregătiți cu aparat de urgență pentru eventualele reacții adverse. Care reacții adverse pot să fie? Reacții de tip alergic, la asta ne referim. Până la acest moment ați avut persoane care au... Nu, dar avem foarte puțin vaccinați. Eu însă m-am vaccinat, n-am avut nimic până acum. Sper să n-am nimic de aici. Domnul doctor, astăzi este prima zi de vaccinare. Foarte puțini au reușit să-și facă prima doză, foarte puțin din rândul cadrelor medicale. Cu toate acestea, românii, în general, nu țin cont de aceste măsuri de protecție, măsuri restrictive. Și am văzut în perioada sărbătorilor de Crăciun, astăzi, Revelionul, foarte mare aglomerație în supermarketuri. Cum vedeți acest lucru? Ce le transmiteți oamenilor? Două lucruri. În primul rând, despre vaccinare. Aici, poate și presa este vinovată, dar, Doamne ferește, nu vreau să fiu un adept al cenzurii, se exagerează foarte mult cu reacțiile adverse. Pe orice prospect de medicament, dacă o să citiți, sunt pagini întregi de reacții adverse. Și banalul paracetamol. Da, și toată lumea se gândă, dar dacă o să fac, decât să mi-o fac, dacă mă pune în pericol, dacă pot să se întâmple. Știți că asta este o chestiune care trebuie remediată de dumneavoastră ca și comunicare. Ne iei foarte mult, ne sperii oameni. Al doilea, referitor la aglomerație, este criminală. Este o atitudine criminală și necivilizată. Eu consider că ăsta este un război. Noi suntem într-o mare etapă că putem să începem vaccinarea, dar ca să avem succes cu imunizarea naturală, adică cei care au făcut boala, plus vaccinare, trebuie să avem 60, 65, 70% populație să nu mai aibă virusul putere. Virusul va exista și atunci. Dar dacă are 30%, lațul lui de transmitere este foarte mic. Ca să vă dau un exemplu, eu ca medic, care lucrez de o viață într-o boală cu substrat epidemiologic, tuberculoză, vă spun foarte clar ce a spus profesorul străin Cercel, ce spun alți, doctorul Musta de la Timișoara, doctorița Grobăs de la Iași. Este sfânt un lockdown total timp de 2 săptămâni, ar scădea extraordinar de mult rata de infecție, pentru că ar scădea virusul mare în 2 săptămâni. Dacă nu mai are cine să-l recepționeze, dacă stai în casă, 2 săptămâni, atât cum face Israel acum. După care, bineînțeles, cu mască, cu totul, să te duci la muncă, să te duci la școală. Deci trebuie dat un șoc. Deocamdată, la noi, șocul va fi invers. O să avem un număr foarte mare de îmbolnăviri datorită acestei aglomerații.
Deci să ne așteptăm după sărbători. Eu mă aștept, nu vreau să fiu Mafalda, citesc și eu din alții mai deștepți ca mine, dar sunt de acord cu ei, eu mă aștept la o creștere a numărului de cazuri. Vă dau un exemplu personal, nu ca medic. Eu am fost ieri, am vrut să ajung la Caufa în Călărești. Ei intrau și ieșeau valuri de oameni acolo. Valuri de oameni, m-am speriat, am plecat acasă. Nu se poate. Deci în momentul în care ori noi nu facem ceva, ori nu luăm măsurile care trebuie, ori mă gândesc la mine, mă gândesc așa, la nivel central. Nu putem. Deci am văzut și în alte părți. Fac greve, ăsta e popor. Nu poate fi ținut la nesfârșit. Trebuie niște măsuri foarte dure, dar foarte limitate. Să-i dai omului un orizont, să zici două săptămâni respectăm astea și din două săptămâni de aici încolo înțelegem. Și să ne vaccinăm, să dea Dumnezeu să avem dozele de vaccin și să dea Dumnezeu să nu ne facem de râs să primim dozele, care sunt puțin oricum alocate de către Uniunea Europeană, și să nu le putem administra în școală. Adică asta ar fi o încununare a impotenței noastre organizatorice. Și eu vreau să cred că în ceasul al 12-lea facem toate eforturile în așa fel încât să nu fim nevoiți iarăși în ianuarie să umblăm disperați după paturi de ATI și să umplem morcile cu bolnavi de COVID. Deci îndemnul meu este pentru vaccinare și pentru continuarea păstrării tuturor regulilor de protecție. Clar, nu există o altă alternativă. Dar păstrarea regulilor de protecție, ruperea echilibrului lanțului de transmitere și vaccinarea în etape succesive, să dea Dumnezeu încă o dată, spun, să avem dozele și să vină și alte produse de la alți producători, pentru că treaba asta cu vaccinarea, noi nu știm cât de mult timp îți asigură protecția, poate că trebuie repetată. Asta nu ni s-a comunicat, nu știm. Deci sunt unii care cu teoria asta conspirației care spun vai, îți bagă nu știu ce în corp, te cipează, te fac niște prostii mai mari, n-am auzit. Mie mi-e frică că nu-ți bagă destul, că mă trezesc că la 3 luni n-am anticorp, iar trebuie să mă vaccinez ca să mă protejez, că lucrez cu bolnav și orice boală respiratorie poate fi cu infecție cu coronavirus. Deci îndemnul dumneavoastră este ca românii să asculte sfatul medicilor și să meargă la vaccinare. Da, în mod sigur, nu avem altă șansă. Nu ne vom elibera, să zic așa, între ghilimele, să ne reluăm viața normală dacă nu facem treaba asta. Trebuie făcute măsuri de distanțare, să scădem lanțul de transmitere și vaccinare în masă. Să ne prezentăm la vaccinare în masă pentru a avea rezistență în timp. Domnule doctor, vă mulțumesc și să începem noul an cu speranță. Eu am, pentru că mi-ați oferit ocazia să vorbim astăzi, am, pe lângă rugămintele cu caracter de sfaturi medicale pe care le-am dat, să vă urez tuturor și dumneavoastră și telespectatorilor un an nou fericit și la mulți ani!